Vorbește chinezul până când întrebă de Coldea, nu mai zice o vorbă. Doamnelor și domnilor, scandal la sectorul 2. Am intuit bine la ora 21 când v-am întrebat, domnule Hopincă, dacă domnul Mihaiu nu va face ca Clotilde Armand. Înțeleg că nu mai recunoaște rezultatul votului și că a pierdut și e scandal mare. Avem imagini în direct. Ce se întâmplă acolo, domnule Hopincă? Într-adevăr, actual primar nu recunoaște rezultatul votului și am fost informat de către colegii din biroul electoral de sector că se află în interiorul biroului, pune presiune pe membrii acestuia pentru anularea unor procese verbale, reluarea numărătorii în diferite secții unde dânsul consideră că a pierdut și așa mai departe. Lucruri absolut nelegale, motiv pentru care am considerat că trebuie să vin și eu aici, tocmai pentru a mă asigura că nu se pune presiune asupra membrilor biroului electoral și că procesul de numărare a voturilor și de predare a sacilor se petrece în continuare transparent și cât mai eficient posibil, pentru că sunt oameni care deja au aproape 40 sau peste 40 de ore de când stau fără să fi trecut pe acasă. Bun, dar era evident și după toate datele oficiale că a pierdut. În baza ce vine și spune că vrea să anuleze, că vrea să facă și să dreagă? Are vreo dovadă? Asta nu știu, văd doar că face parte din aceeași strategie a USR, cel puțin la București, ca și în cazul sectorului 1 și în cazul sectorului 2. S-a creat acest pretext de scandal încă din ziua votului, refuzând să semneze anumite procese verbale pentru a crea conflict, pentru a crea o agitație și aș crea de fapt un pretext pentru un scandal mai mare după alegeri. Care e diferența de voturi între dumneavoastră și el, domnule Hopincă? Conform numărătorii noastre paralele este de aproximativ 1000 de voturi. Bun, deci cele 250-80 câte zice dumnealui că are bănuiala că i-ar fi fost furate, n-ar schimba rezultatul votului. În niciun caz nu ar schimba rezultatul. Explicați-ne cum procedați în momentul ăsta. Dânsul are o bănuială, a venit și a zis, eu bănuiesc că n-are probe, n-are, bănuiesc că m-ați furat, în fine. Se verifică aceste procese verbale de la această secție sau dânsul vrea să le ia pe toate de la capăt cu numărătoare? Ce vrea dânsul, poate doar dânsul sau cel mult colegii domniei sale să spună. Nu știu, dar legea este extrem de explicită. Pentru a solicita astfel de demersuri trebuie probe, nu indicii, nu suspiciuni rezonabile, trebuie probe. Ori în mod evident nu există. Vorbim despre solicitarea de anulare a unor procese verbale asumate de către toți membrii secției, încărcate în platforma electronică și așa mai departe, este deja o discuție ridicolă. Deci procesele verbale pe care dânsul le vrea anulate sunt semnate inclusiv de reprezentanții USR în birourile secțiilor de votare? Sigur că da. Și în biroul, e clar, Mihai. Și în biroul electoral de sector. Este scandal gratuit. Și mai mult decât atât, pe același criteriu se poate solicita efectiv, pentru că ne-am supărat că am pierdut, renumărarea tuturor voturilor de oriunde și să lungim procesul electoral pe luni de zile. Deci este o chestiune abuzivă și nu cred că trebuie încurajat acest joc al victimizării, care până la urmă dăunează grav inclusiv imaginii autorităților publice din România și chiar primăriei sectorului 2. Mai bine se ocupa să filmeze oameni cu camera ascunsă, pentru că acolo se pricepea mai bine și are multă experiență, fiind colaborator, informator, turnător. Mulțumesc tare mult, domnule Hopincă, pentru...